Interzicerea concertelor, transportarea organizată a alegătorilor și posibilitatea desfășurării scrutinului timp de 2 zile. Sunt doar câteva dintre prevederile incluse în noul cod electoral, care vor fi aplicate în premieră la scrutinul din toamnă. Mai multe la acest subiect discutăm cu Igor Bucătaru, expert electoral, Asociația Promolex, care este prezent la noi în studio. Bună seara! Bună seara! Așadar, am văzut că sunt mai multe modificări, în total 14 noutăți electorale, cel puțin 14. Vreau să ne spuneți dumneavoastră despre ce este vorba mai exact. Da, de acord cu dumneavoastră, cel puțin 14, ori în comunicatul nostru de astăzi noi am încercat să arătăm probabil cele mai relevante pentru anumit scrutinul din anul curent, adică la alegeri locale generale, ori codul a fost modificat în esență în 2022, respectiv sunt mai multe. Dacă vorbim nemijlocit despre ce noutăți ne-ar aștepta și ce așteaptă pe alegătorii noștri, dar și pe concurenți la aceste alegeri, aș vrea să atrag atenție la câteva, dacă le-aș grupa pe două categorii, aș începe cu cetățenii, în primul rând, să vorbim despre dânsii. În primul rând, ca și previzibilitate și ca noutate, este faptul că deja va fi clar când va fi alegeri locale. Adică este știut în ultima duminică din octombrie sau început sau în prima duminică din noiembrie. Fiindcă în ceilalți ani se aștepta oricând va fi, ce se va întâmpla, nu era o dată fixă. Noi am avut anul 2015 când mandatul a expirat, de exemplu, în iunie, alegerile s-au făcut în octombrie-noiembrie și toți erau în așteptare. Ce este bun în sensul ăsta, că deja este o dată fixă, când o dată la 4 ani se va cunoaște sigur când vor fi alegerile și eventual și lumea se poate programul său. Al doilea moment foarte important aș menționa este și faptul că la alegeri locale pentru candidații independenți este necesar de a colecta semnături. Dacă vreau eu să fiu candidat, eventual eu trebuie să colectez un anumit număr de semnături. Și ce contează? Deja cetățeanul, alegătorul, va putea semna pentru mai mulți, pentru câți dorește. Ori anterior, dacă ai semnat pentru cineva care în localitatea ta l-ai susținut, deja pentru altcineva nu poți semna. Iar în localitățile în special mici, unde numărul de oameni este mic, lucrul ăsta era o problemă. Un al treilea element, la fel cu referire la cetățenii noștri, este faptul că deja cu 5 august, ca să fiu mai explicit, ca să votezi la alegeri locale, trebuie să ai în baza reședinței sau domiciliului. Adică dacă eu am domiciliu în localitate, de exemplu Chișinău, eu voi vota în Chișinău, eu nu pot să votez în altă localitate. Acum, în 2015-2019, au fost situații așa numită migrație artificială, cum o numim, sau turism electoral, când anumiți alegători în ajun de alegeri își schimbau reședința. Și lucrul ăsta era criticat și de actori electorali și de misiunile de observare, din care cauză, acum încot s-a introdus o prevedere conform căreia cu linie se trage cu 3 luni înainte de alegeri. Unde ai domiciliu, reședință în acea perioadă, acolo vei vota. Eventual, dacă dorești să o modifici în intervalul acesta, este riscul că nu vei putea să votezi. Ori modificarea în intervalul începând cu 5 august deja până la 5 noiembrie, și asta un mesaj către toți cetățenii să fie atenți la acest moment, dacă își modifică domiciliul, există riscul ca ei să nu aibă posibilitatea de a vota. Un alt moment ce vroiam la fel, pe partea financiară, să spunem, de susținere financiară, cetățenii au dreptul de a susține concurenții cu o sumă de până la 6 salarii medii pe economie, de exemplu 11.000, 66.000. Acum ce se întâmplă? Un moment important este că în numerar doar un salariu. Până acum era 3 salarii în numerar, acum doar un salariu vor avea posibilitatea în numerar, în celelalte mijloace, dacă vor dori, prin înviramient. Și un alt aspect tot la financiar este să s-a egalat șansele, să spunem așa, posibilitățile, mecanismul de susținere a cetățenilor aflați în interiorul Republicii cât și în afară. Ori chiar dacă vorbim de niște alegeri, chiar dacă sunt locale, să zicem așa, oricum cetățenii de peste hotare pot susține financiar concurenții. Apropo de acest mecanism, uniformizarea posibilităților de a dona, voiam să vă întreb, este capabil statul Republica Moldova să controleze, de exemplu, veniturile cetățenilor de peste hotare? Aici este momentul la care am atras atenție și noi, fiindcă vorbeam de acea sumă de până la 6 salarii, dar este o condiție importantă ca ea să nu depășească 30% din venit. Venitul care l-am eu anual să nu fie mai, adică ce pot dona eu concurenților, să nu fie mai mult de aceste 30%. Și aici, într-adevăr, este problema care am atenționat și statul a dorit și dorește să uniformizeze șansele, să spun și posibilitățile. În același timp, noi nu am găsit un răspuns la întrebările noastre adresate autorităților, cum vor reuși ei să spunem noi, să urmărească, să supravegheze, să controleze veniturile cetățenilor obținute peste hotare. Aceasta n-am obținut răspuns și nu mi s-a părut real.
Dacă să vorbim pe parte de concurenți, iarăși sunt niște noutăți, poate începem cu ce spuneați dumneavoastră în debut, că nu vor putea fi organizate deja concerte care lumea s-a obișnuit în Republica Moldova, cetățenii noștri, în context electoral deja nu va fi posibil. Un alt element important este... Aș vrea aici, mă scuzați că vă întrerup, să fac o concretizare. Iată, am văzut acest reportaj un pic mai devreme despre faptul că viceprimarul Capitalei acuză că regulamentul nou este unul draconic și că toate mesajele de interes public trebuie coordonate cu CEC. În cazul, de exemplu, primăriei Chișinău, dacă mergem în troleibus și în perioada electorală auzim, să zicem, un spot audio sau video cu vocea edilului actual Ion Ceban, pretendent la funcția de la fotoliul de primar, pot fi aceste mesaje considerate drept unele de interes public sau e totuși publicitate electorală? Fiecare caz trebuie tratat separat și în parte. Ce vreau să zic, cu toate că acuzațiile, dar a fost și poziția probabil și a CEC-ului expusă aici, acuzațiile aduse CEC-ului, dar ideea este că se vorbește inclusiv, dumneavoastră spuneați, de regulamentul CEC-ului. Până la urmă este o lege. Este o lege aprobată de Parlament încă în 2022. CEC-ul nu a făcut nimic altceva decât prin regulamentul său să încearcă să vadă care este mecanismul de aplicare a prevederilor legale. Ori aceasta nu a fost inițiativa nemijlocită a CEC-ului. Repet, este vorba de o lege aprobată publicității în anul trecut și deja CEC-ul a căutat mecanisme. Acum totul ăsta depinde într-adevăr de noțiuni, perioadă electorală, campanie electorală, când are loc înregistrare, desemnarea. Și în acest sens, și ziceam inclusiv de cei ce vreau să ajung un moment, inclusiv pentru Chișinău, apropo foarte important, este cu reducerea numărului de semnături necesare a fi colectate pentru candidatul independent. Repet, pentru candidați independenți trebuie să colecteze semnături. Am avut multiple situații când ei nu au putut colecta în Chișinău și noi în Chișinău am avut un număr foarte mic de candidați independenți. Era 10.000 de semnături. Acum s-a modificat legislația și deja dacă erau 5% anterior, acum e 1%, respectiv pentru Chișinău, de exemplu, candidații independenți vor putea 6,000 de semnături. Și mai ușor a fost pentru Bălți, la Bălți era aceeași problemă, fiindcă este era problema acestor două localități mari, deja doar 1.000 și ceva de semnături va fi necesar și nu 5.000 și ceva cum trebuia să colecteze candidatul independent dacă dorea să fie candidat. Tot dacă vorbim de dreptul de a fi ales, iarăși o remarcă foarte interesantă, este faptul că pentru primari, eu, dumneavoastră, dorim să fim primari. Și ne uităm în pașaport, vorba aceea, dacă până acum era limita de la 25 de ani, acum la 23 de ani a fost coborât și un moment foarte important, a fost introdus condiția de studii. Așa. Condiția de studii care nu era până acum și nu era solicitată. Deja studii generale sunt, dacă dorește cineva din cei care ne ascultă să candideze, trebuie să-și revadă acest moment. Și tot ziceam încă ceva, dacă vorbim de campanie, de interzicere, de ziua legilor în special, interzicerea transportului organizat alegătorilor. Iarăși aici, către toți, către cetățeni, este o situație bună. Dacă privim dintr-o perspectivă pozitivă, dacă cineva dorește să ajute, eu știu, din Mahala și să-i ducă la... El trebuie să fie foarte atent. Ori, ca misiune de observare, noi am sesizat situații când același automobil aducea de mai multe ori alegători în ziua alegerilor la secție de votare. Și deja lucrul ăsta este incriminat, deja lucrul ăsta este interzis și se aplică pedeapsa. Respectiv, va fi complicat și apropo aici aș deschide niște paranteze, acestea sunt primele alegeri la care vor fi, să spunem așa, testate noile prevederi. Și va fi una că ele sunt, altceva că să vedem cum vor fi ele implementate. Și aici e un moment foarte important și care solicită, să spunem așa, participarea tuturor părților și implicarea noastră a tuturor. Să vedem cum vor fi, inclusiv, ziceam, de transportul acesta organizat. O altă prevedere am văzut că se referă la confirmarea alegerilor și validarea mandatelor aleșilor locali. De această dată se va face de către consiliile electorale de circumscripție și nu de instanța de judecată, așa cum se întâmpla până acum. Cât de obiectivă este această practică, în opinia dumneavoastră? Pe atât când a fost vorba de consultarea pe platforma Comisiei Electorale Centrale, pe urmă și platforma Parlamentului, de fiecare dată, noi am fost împotriva acestei prevederi, ori noi am considerat că instanța trebuie să fie acea instituție care să valideze legile. Pe motiv că acel Consiliu Electoral este cel care
înregistrează concurent, cel care organizează și pe final ar fi că el urmează să dea un verdict tot pentru munca sa. Și am considerat noi că totuși trebuie să rămână în vigoare, spunem așa, acele vechi prevederi, conform cărora instanțele sunt cele care urmează să se expună pe valabilitatea și pe corectitudinea alegerilor. Domnule Bucătaru, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Sper da, informația respectivă să fie utilă pentru cetățenii noștri și pentru eventualii concurenți care vor dori să candideze. Mulțumesc mult!